Autoritățile ar trebui să se gândească la vaccinarea efectivelor de păsări împotriva gripei aviare pentru a evita situația în care acest virus, care a ucis deja sute de milioane de păsări și a infectat și mamifere la nivel mondial, să se transforme într-o nouă pandemie, a transmis Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală, scrie Mediafax.ro. Având în vedere severitatea actuale epidemii de gripă aviară, pagubele economice și personale provocate, guvernele au început să ia în considerare vaccinarea efectivă de păsări. Cele 27 de state membre UE au convenit anul trecut să implementeze o strategie de vaccinare împotriva gripei aviare. Franța ar urma să fie primul stat care implementează o astfel de strategie începând din toamnă cu efectivele de rațe. Vaccinarea ar trebui să se concentreze pe păsările crescute în libertate, în special rațe, deoarece virusul gripei aviare este transmis de păsări migrătoare care sunt deja infectate. Vaccinarea puilor de carne crescuți în ferme care reprezintă aproximativ 60% din producția globală de carne de pasăre are mai puțin sens. În mod normal, gripa aviară începe să se manifeste toamna, virusul fiind transportat de păsările sălbatice migrătoare care vin din Asia în Europa. Țările care descoperă boli animale periculoase, precum pesta porcina africană sau gripa aviară în alt patogenă, trebuie să avertizeze imediat Organizația Mondială pentru Sănătate Animală și să trimită regulat rapoarte de evoluție.